gerurile din iarna curentă au dat peste cap așteptările viticultorilor orhieni. Potrivit specialiștilor Direcției Agricultură și Alimentație, temperaturile scăzute au afectat în proporție de 70-90% mugurii de rod ale plantațiilor viticole. În consecință, cantitatea de struguri prognozată s-ar putea diminua de două ori. Examinarea mostrelor recoltate în podgorile din diverse zone ale raionului denotă o situație dezolantă. După o analiză de rost, să zicem așa, s-a constatat că soiurile de masă tipa Moldova, prezentabil și altele au fost afectate în măsură de 85-95%. Soiurile tehnice, ca și anume soiul Răcățtele, soiul Aligotea, Traminer și altele, au fost afectate în măsură de 65-85%. Procentul afectării depinde de amplasarea plantației respective, expoziția terenului și mult contează cum au intrat în stare de repauză, adică cum au iernat plantațiile respective. Specialiștii din Ramură sunt de părere că viticultorii vor avea de suportat pierderi consistente, deoarece în urma înghețurilor din iarnă, recolta de struguri s-ar putea înjumătăți. În anul 2011, de pe plantațele de viță de vidre în Orhei a fost recoltat 13.200 de tone de poamă, cu părere de rău anul ăsta, în legătură cu temperatura joasă care a fost, dacă vor recolta 50% din roada care a fost anul trecut. Ultima oară, plantațiile de viță de vin în raionul Orhei, în deosteb cele cu soiuri de masă, au fost puternic afectate de temperaturile scăzute la sfârșitul anilor 90. Viticultorii au avut nevoie de ani buni pentru a-și recupera prejudiciile aduse de natură.